Un accident soldat cu 3 morți a avut loc în cursul serii de ieri în Negrești, Oaș, după ce șoferul unui autoturism s-a ciocnit de un stâlp de electricitate. Impactul a fost atât de puternic încât șoferul și ceilalți 2 pasageri din autoturism și-au pierdut viața, mașina fiind distrusă complet. Potrivit Inspectoratului de Urgență Județean Satu Mare, accidentul s-a petrecut ieri în jurul orei 23, când șoferul unui autoturism în care se aflau 3 persoane a ieșit de pe carosabil izbindu-se violent de un stâlp de electricitate în localitatea Negrești-Oaș. Echipajele de intervenție ale ISU, echipajele de descarcerare și 2 ambulanțe SMURD au ajuns la scurt timp la locul tragediei, găsind cele 3 victime imobilizate. 2 dintre pasageri au decedat pe loc, iar una dintre victime a fost preluată de echipajul SMURD, însă era inconștientă și avea multiple traumatisme grave la nivelul corpului. După ce a fost stabilizată, aceasta a fost transportată de urgență la camera primiri urgențe Negrești-Oaș, dar din păcate a decedat la spital. Din primele cercetări se pare că șoferul ar fi avut viteză mare la intrarea în curbă, acesta fiind cel mai probabil și motivul pentru care a pierdut controlul volanului. Polițiștii au demarat o anchetă pentru a afla cauzele producerii accidentului.